De ce ai fugit? De unde ai luat migranții? Unde-i duceai? Câți bani le-ai luat? Șoferul, în vârstă de 22 de ani, originar din județul Neamț, nu avea permis. S-a predat târziu noapte și avea o alcoolemie de 0,06 mg pe litru, valoare care se încadrează la contravenție. Audiat mai multe ore, bărbatul a spus că intenționa să-i ducă pe migranți în Timișoara, de unde să plece în țări din vestul Europei. Aceștia au acum dosare penale pentru trecere ilegală a frontierei de stat, iar șoferul este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, fugă de la locul accidentului și trafic de migranți. În accident, doi pasageri au murit pe loc și mai mulți au fost răniți. Nu te poți gândi la așa ceva, ca să crezi că poți să intri în seama ta persoane într-o mașină mică, e ceva de nedescris, nu poți să te explici ce au fost în capul lor. Nevoia i-a adus să intre 11-12 într-o mașină de asta mică. Nevoia să fugă de război de acolo de la ei și ajung pe aici prin șanțuri. Din 10 persoane rănite care au ajuns la spitale din Timișoara, au rămas internate 5. Cei doi rămași la noi, în prezent, sunt stabili din punct de vedere hemodinamic și al funcțiilor vitale. Sunt cu fracturi costale, omoplat, stern. Cei 5 răniți externați au fost duși la centrul de tranzit pentru migranți din Timișoara.